Elevii Colegiului Național George Enescu din capitală care au obținut performanțe la concursurile naționale și internaționale au cântat în această seară în cadrul spectacolului Muzica inimii, bucuria lui Dumnezeu. În deschiderea evenimentului organizat de Parohia Sfântul Vasile Victoria, profesorii și elevii au primit premii, icoane, cărți, diplome și bani. ați ales ca nume pentru spectacolul din această seară Muzica Inimii Bucuria Lui Dumnezeu? Muzica Inimii pentru că am stat de vorbă cu copiii și am simțit că ei doresc să ne acorde o bucurie lăuntrică. Și atunci, de unde putea să vină bucuria aceasta lăuntrică decât din inimă? Mântuitorul vorbește întotdeauna de inimă. Și atunci, împlinind această bucurie a inimii în cadrul sfânt al hramului nostru înseamnă că devine o bucurie sfântă a lui Dumnezeu. Deci iată muzica inimii, bucuria lui Dumnezeu. Ei uh, au căutat să facă acest lucru, într-adevăr, uh, pentru a înfrumuseța, pentru a întări, pentru a fi alături de noi. Iar în anul acesta, anul educat, uh, anul dedicat, uh, educației tinerilor în patriarhia română, într adevăr se cădea ca noi să îi sprijinim iar ei să ne ofere această mare bucurie. Ideea, bineînțeles, că e foarte bună, dar nu e prima și cred că nici ultima. Noi suntem într o colaborare permanentă. Colegiul Național de Muzică George Enescu este liceu vocațional și toți copiii noștri sunt foarte talentați. Uh, unii dintre ei uh, sunt mai muncitori și atunci uh, își găsesc uh, prilej de a se remarca cu fiecare, cu fiecare ocazie. N-aș vrea să nominalizez. Au fost copii uh, elevi de vârstă școlară și de gimnaziu și de liceu. Am încheiat cu Mircea Dumitrescu, care deja este un violonist, nu mai este la început de drum. Mie mi-a plăcut în... la aspecta corul din această seară totul în special acei copii care au cântat la vioară. După cum ați văzut au cântat cântece foarte frumoase și foarte grele. Când am auzit prima dată de această idee a părintelui, noi mergem, suntem din parohia dânsului, am fost impresionați pentru că nu n-am mai auzit în cadrul unui RAM să se întâmple așa ceva. Chiar și conferința a fost foarte, foarte frumoasă și ne-a dus mai aproape de ce înseamnă să să avem anumite valori în viață. Spectacolul din această seară a încheiat seria evenimentelor organizate cu ocazia Hramului de Parohia Sfântul Vasile Victoria.